văzut odată un băiețel mâncând un șobolan. Ne era teribil de foame. Chiar și așa, nu putem da vina pe nemți, pentru că cehii au fost vinovați. Leti, o localitate aflată la 75 de kilometri lângă Praga, devine cu puțin timp înainte de anul 1940, lagărul unde sunt trimiși la muncă silnică sute de cetățeni cehi care nu corespund profilului impus de regimul vremii. Din 1942, lagărul adăpostește numai cetățeni cehi, romi și sinti. Sunt încarcerați bărbați, femei și copii, iar numărul total al prizonierilor ajunge la 1100 de persoane. Condițiile de trai, evident, sub demnitatea umană. Teroarea și cruzimea sunt la cote înalte, iar cei însărcinați cu aplicarea pedepselor sunt forțele de ordine recrutate din cadrul protectoratului Boemiei și Moraviei. Gardienii sunt nimeni alții decât polițiștii și jandarmii cehi. Prizonierii muncesc la construirea de autostrăzi sau în agricultură. Rațiile de mâncare sunt foarte mici, iar condițiile de igienă precare. Se moare des și în condiții grele. Din cei 30 de copii născuți inițial în lagăr, niciunul nu supraviețuiește. Epidemia de tifos izbucnită la începutul anului 1943 face ravagii. Din cei 1300 de deținuți închiși la început aici, supraviețuiesc numai 326, pentru ca mai apoi și aceștia să fie trimiși la Auschwitz, Auschwitz-Birkenau și în lagărul pentru țigani de la Hodonin. Astăzi, drama victimelor care au pătimit în lagărul de la Leti pare că nu mai are nicio importanță pentru guvernul ceh. Pe osemintele sutelor de victime s-a ridicat o fermă de porci. Construită încă din perioada regimului comunist, prin anii 70, ferma de porci a fost cumpărată de către compania privată AGPI în jurul anului 1997. Rușinea de la Leti a avut ecouri până la nivelul Parlamentului European și a ținut multă vreme prima pagină a ziarelor din Cehia. Statul a fost somat în repetate rânduri să relocheze ferma de porci și să construiască un memorial așa cum se cuvine, în onoarea sutelor de victime omorâte, în special copii. Lipsa unei voințe politice ferme și tergiversarea relocării fermei de porci a făcut ca rudele supraviețuitorilor, societatea civilă și activiști din toată lumea să se unească în lupta pentru o cauză neglijată. Demnitate și dreptate pentru memoria victimelor de la Leti. Faptul că există o fermă de porci pe fostul lagăr de concentrare al țiganilor este ceva inacceptabil. De fiecare dată când vorbim despre această problemă, răspunsul este foarte clar. Asta trebuie să înceteze. Ferma de porci a fost o prioritate pentru noi de mai bine de 30 de ani. Subiectul a fost cunoscut la nivel public de acum 25 de ani. Iar noi, cei din societatea civilă, suntem implicați în mediatizarea acestei probleme de 5 ani. În cei 5 ani care au trecut, am obținut o serie de realizări. Leti se află astăzi pe primul loc în dezbaterile de la nivel public. La manifestul pe care îl vom realiza, vor fi prezenți toți liderii de top ai diferitelor partide politice cehe. Vor face declarații care vor avea un punct comun, mutarea fabricii de porci și construirea unui memorial așa cum se cuvine. Pentru că atunci când vorbim despre demnitate pentru Leti și demnitate pentru victime, vorbim de fapt despre demnitate pentru romii din întreaga lume și demnitate pentru oamenii în general. Situația de acum nu mai poate continua. Soluția este chiar foarte simplă. Trebuie să facem presiuni în continuare asupra partidelor politice și să ne asigurăm că toate promisiunile care se vor face mâine vor fi urmate de acțiuni concrete. Primul pas va consta în relocarea fermei de porci. Costurile oferite de guvernul ceh pentru relocarea fabricii ar fi între 3 și 11 milioane de coroane cehești. Pentru bugetul național, suma asta nu reprezintă nimic. Problema nu constă în fonduri, ci în lipsa unei voințe politice. De ce nu vor cehii să-și asume trecutul? Pentru că există familii de cehi care au beneficiat de pe urma sclavilor prizonieri la Leti. Apoi, lagărul a fost păzit și administrat de către poliția și jandarmeria cehă. Și pentru că toată rușinea asta
se întâmplă pe teritoriul ceh și cum nimeni nu a făcut nimic pentru Leti în toți acești ani, e cu atât mai greu. Prin urmare, toți sunt responsabili pentru situația de acum și evident că asta produce multă rușine. Cehiei îi este foarte greu să-și asume trecutul în privința genocidului împotriva romilor. Mai există și un alt aspect, și anume o imensă lipsă de cunoaștere asupra genocidului comis împotriva romilor. Până de curând, au existat voci din rândurile mișcării rome care nu au vrut sau nu au știut cum să se implice pentru a cere drepturile ce li se cuvin. Atitudinea asta nu este în regulă, nu doar pentru romi. Vorbim despre principii care trebuie respectate în cazul tuturor persoanelor. Când are loc un genocid, trebuie să arăți respect atât pentru victime, cât și pentru cei rămași în viață. Noi am reușit să creăm o asemenea mișcare, mulțumită solidarității între romi și neromi, între activiști și liderii politici, între oameni din diferite țări. Și nu doar pentru a duce mai departe această luptă. Sperăm că vom obține soluții curând. Încă nu s-a rezolvat, dar facem pași pentru obținerea unui succes. Fiecare zi care trece și ferma de porci se află încă acolo, reprezintă un fapt inacceptabil. Iisuse, câți copii au murit în barăcile alea! În fiecare zi descopeream că rămâneam tot mai singură în încăpere. Consider că banii nu reprezintă o problemă în cazul de față. Totul se rezumă la voință politică. Să nu uităm că jandarmii de la Leti, cei care au persecutat, au fost organele de poliție cehe și nu germanii naziști. Există o imagine publică a statului ceh cum că ar fi fost o victimă a sistemului nazist. Și până la un punct, chiar așa a și fost. Dar în același timp, cehii s-au folosit de context pentru a comite genocidul împotriva celei mai detestate minorități, minoritatea romă. În tot acest proces, în lupta pe care ați dus-o pentru a oferi demnitate victimelor de la Leti, v-ați gândit vreodată să renunțați? Poate pentru că era prea greu sau poate pentru că erau prea multe obstacole? Da, lupta este nesfârșită. Este și a fost foarte greu. La început, am făcut pași fermi și am boicotat existența fermei de porci. Am blocat calea de acces spre memorial pentru o săptămână. Am dormit în corturi. Am legat cu lanțuri și am pus lacăte la intrarea în memorial. Apoi am început să facem lobby la nivel internațional, pentru că noi suntem convinși că presiunea care vine de la nivel internațional este singura cale prin care putem obține relocarea fermei de porci. Știu că a fost adresată și o scrisoare deschisă către președintele Comisiei Europene. Care au fost urmările? Da, așa este, doar că problema principală este că tocmai Uniunea Europeană este cea care subvenționează ferma de porci pentru achiziționarea de furaje. Dacă aceste subvenții nu ar mai fi acordate, ferma de porci ar da faliment imediat. Și asta ar putea fi o soluție. Dacă Uniunea Europeană ar înceta să mai acorde ajutor acestei ferme care operează pe locul unde s-a comis genocidul împotriva romilor, totul s-ar rezolva curând. Care cimitire? Te aruncau într-o groapă, nu te așezau în niciun fel de mormânt, te acopereau cu frunze. Chiar era un lagăr de concentrare. Mătușa mea și-a pierdut acolo toți cei 4 copii. Eu mi-am pierdut sora cea mică, așa că nu există amintiri frumoase pentru mine. De ce un astfel de eveniment atinge și minoritatea romă din România? Atinge foarte mult minoritatea din România și pot să afirm că ce se va întâmpla în Leti, în Cehia, poate influența la nivel european de a schimba legislația. Știți foarte bine că avem atâția ani în care ne luptăm și noi să schimbăm legea și să putem să sprijinim cumva supraviețuitorii Holocaustului din România. S-au dat legi, au fost cu avantaje, nu au mai fost puse în aplicare. Pensiile a fost un subiect foarte bine pus pe agendă, dar tot așa de repede uitat. Vorbim de o strategie pe care să o preluăm până la urmă, dacă, să spunem, oamenii politici la nivel european și îndreaptă atenția către Leti, e posibil ca de acolo să plece o politică publică în toate țările Comuniunii Europene și, bineînțeles, avem și noi rezultatele care le dorim.
Demnitate pentru Leti este un eveniment istoric desfășurat la finalul lunii iunie, pe care noi, echipa emisiunii și eu m-am născut în România, am ținut în mod special să-l marcăm. Au fost prezenți 300 de participanți din cele 15 țări care au venit să-și arate suportul moral. Autocarele au plecat din Praga și au ajuns în Leti, chiar pe locul unde odată se aflau barăcile lagărului de concentrare. I-am însoțit și noi pe toți cei care au venit să depună buchete și coroane de flori pentru pomenirea sufletelor chinuite. Nici drumul și nici căldura de afară nu i-au oprit pe adulții și copiii, pe rudele rămase ale supraviețuitorilor sau pe activiștii care au venit să facă presiuni pentru evacuarea forțată a fermei de porci. Pentru prima dată la o astfel de manifestație au fost prezenți și reprezentanții ai guvernului ceh, iar discursul a fost unul îndelung așteptat de opinia publică. I'm glad I'm here and the gathering is here. Mă bucur că mă aflu astăzi aici și mă bucur că ne amintim istoria de aici, dar, bineînțeles, mă simt foarte rușinat, pentru că pe locurile acestea încă există o fermă de porci și asta ar fi trebuit să dispară de mult. We as government have asked two of our ministers, the Minister of Culture and the Minister of Human Rights. Noi am purtat discuții și am cerut Ministerului Culturii și Ministerului Drepturilor Omului să poarte negocieri cu proprietarul fermei de porci și să o cumpere de la el, pentru ca apoi să o înlocuim prin construirea unui memorial. Nu s-a făcut nimic în acest sens, dar este în lucru pe agenda noastră politică. The messages that we remember Roma Holocaust and that, mesajul este cât se poate de clar. Păstrăm vie istoria, ne amintim de Holocaustul romilor. Credem că a fost un fapt groaznic, la fel ca și Holocaustul împotriva evreilor. Suntem determinați să omagiem așa cum se cuvine, dar mai ales ne dorim ca istoria să nu se mai repete. Cred că ministrul este onest când afirmă toate acestea. Cunosc și alți politicieni care vorbesc asumat și deschis despre situația de la Leti. Indiferent de câte voturi le-ar putea aduce declarațiile sau, din contră, le-ar putea dăuna. Evenimentul de astăzi este important pentru că aduce din nou vizibilitate asupra situației prezente, asupra faptului că există o fermă de porci construită pe locul unde au suferit romii, unde sute de familii au murit. De asemenea, manifestul de astăzi mai atrage atenția și asupra faptului că această rușine s-a produs pe locul de suferință al romilor. Nu mai există niciun alt loc pe lumea asta unde s-a suferit atât de mult, unde s-a comis un genocid și care să se fi confruntat apoi cu o situație de genul acesta, cu o asemenea rușine, să se fi construit o fermă de porci. Cum era acolo? Copiii plângeau, nimeni nu alinta pe nimeni, supraviețuiau numai cei mai puternici. Era un lagăr unde erai lăsat să mori pur și simplu. Sit Memorial a fost inaugurat la Leti în anul 2010. Totuși, parcă locul amenajat nu se compară cu micul gard de sârmă care desparte purul de impur. Și noi, la fel ca și ceilalți, ne-am simțit copleșiți în fața unei procesiuni atât de emoționante. Dacă vreodată ajungeți la Leti, nu uitați să puneți o floare și o lumânare în amintirea celor care au murit atât de nedrept.